Yeah, yeah. She. Comiam preparé? Comiam preparé, aia? Ce-ai face de cele? Dacă până acum nu mi-era clar, acum o mie. La nevoie, prietenii știu de ce. Toți ar vrea să-ți facă o poză sau să-ți iau un interviu. Dacă trebuie să te susțină, sunt puțin cei care te știu. Aseară arăs pe Facebook vreo 590. Azi ați venit la show doar vreo 170. Azi avem 5218 de invitați, 300 cu baby și 450 care au dat cu like. Dacă n-ați fost acolo să susțineți mișcarea, degeaba veniți la mine să-mi puneți întrebarea. Auzi, norziatic, de mult vreau să te întreb, ce mai face de CNO? Să fanul vostru numărul 1, ascult în 93, ai mai vorbit cu de CNO? În 2000 treceau luni de zile ca să poți să faci un show. Îți trebuia aprobare ca să filmezi la metro. Stăteai vreme bună până să prinzi un contract, ca după aia să-ți dai seama cât e înțepat de fapt. În 10 ani și mai bine treaba crescut în calitate, dar de fapt noi aici tot facem acte de caritate. Azi îți spun ăștia că ai vândut 3200, mâine că de fapt s-au dat doar 1800. Atâta timp cât casele de discuri o ard așa mereu, sincer, mai bine nici nu veni să mă întrebi. Te ascunde la metatom, garda veche, old school. Ce mai face de ce nu e om? Norzeatic, mișcarea, sindicatul, cu voi am crescut. Ce mai face de ce nu e om? Când vin de ce nu e om? Până țara pe unde merg, mă întreabă lumea mereu. Ce se mai aude de ce nu e om? În ziua de azi, toate alea e greu. Deci te rog, nu mă întreba ce mai face de ce nu e om, da? Oho. Ei strigau de zor să ne cântă pe metadon. Că le-am cântat pe metadon, m-au întrebat de direct. Orice numai să n-audă ce vroiam eu să le zic. Și deși am văzut că erau pătre pe ei, puțin de puțin care cunosc, tot a venit unul să mă întrebe dacă nu o să bag Java the Fox. Și atât am zis, norziatic, înseamnă că bag aici acum. Înseamnă că bag fix ce vreau eu, nu ce vrei tu. Norziatic, înseamnă că bag caravana PMM. Oar părintă, dar abanul la greu e un ritual, trebuie să fii atent. Norziatic înseamnă că bag exerciții părinți de pace. Adică fac numărul, fie că-ți place, fie că nu. Atâta timp când nu asculti nici păcat ce zic eu. Cu ce față vii acum să mă întreb cu cații și gura? Cum era întrebarea aia, l-o punea toată lumea? Ce mai face de ce? Hai, toată lumea? Ce mai face de ce? Păi, ce faceți? Nu mă întrebați acum? Ce mai face de ce? Nu vă aud, mâncauași! Ce mai face de ce? Hai că până la urmă o să mă întreb și eu! Ce mai face de ce? Ce mă faceți dacă vă întreb eu acum pe voi? Ce mai face de ce? Dacă voi avea cu digerați ce făceam noi în liceu, ar trebui să treacă în lumină până să revină în decenel. Recent, de fapt, în ultimul deceniu, au apărut ca după revoluție mii de specialiști în deceniu. Unul a zis că s-a reprofilat, lucrează în sistemul bancar. Atunci l-a văzut cu toată parc, învelit cu ziar. Unii și că și-a deschis iar maroc în bazar. Sau că e bazat la un aprozar, dintre casa aveți la grădina. Bănet, comentarii, unii e prin plină tupeu. Are probleme de geneu, are bunii de geneu. Ei bine, dacă aparent o știți mai bine decât știu eu, de ce mă întrebați pe mine ce mai face de ce? Tot așa era și cu mine acum câteva vreme. Eu nu m-am lăsat, dar voi unde vă informați? Din când de când de că mai vine unul la mine, scuză-mă că te întreb, dar vex, când vin la rap? Când de ce nu o să scoată unul o să zică, dar de ce n-am ascuns nimic nou? Când o să scoată o să zică, de ce nu bagă după vechi? Și cred că și dacă ar fi de ce nu acum, tot o să strige unii, aoleu, dacă revine de ce nu? Un rapper trebuie să și mănânce, microfonul e singurul trofeu. Iarna nu te încălzești cu neseu. Iar artistul tău preferat nu se poate treține doar cu fasole și specleu. Mai trebuie și un Andreu de când de când un dineu. Dacă n-ai fost atunci acolo să contribui măcar cu
un leu. De ce fii acum la mine și eu azi ca un fariseu? N-o credea, de știi că m-am auzit tot felul de lucruri. Ce mai face de geneu? A trecut ceva vreme de când nu am auzit nimic de el. Dar ce mai face de geneu? Păi, mane, dar de când vorbești tu trebuie asta de geneu? Și fost și la un morbăcit de geneu, eu vreun ateneu. Dar până înainte când vine vorba, o să-ți zic pe șleau. Mâncați și nu mă întreba ce mai face de geneu, da? O operă literară și ne spunea să facem rezumatul așa într-o... Ce părere ai? Ce părere ai? Cum a fost? O povestire trezește sentimente de compasiune puiul, nu? Parcă era aia în clasa aceea. Așa, deci concluzia aici e așa, dacă de ce nu era aici pe scenă, probabil cineva l-ar fi întrebat dacă chiar a revenit, nu? Și ce mai face de ce nu? Exact! Exact! O să-i transmitem gândurile bune, un sus pentru de ce nu? Pentru că... Am vorbit cu mai multă lume, am cules opinii din mai multe zone și din alte genuri muzicale. Am întâlnit și hateri de DCN-ul, ceea ce mi s-a părut incredibil. Și concluzia e una singură. Dacă DCN-ul a scos un EP cu 5 piese acum 20 de ani și lumea încă vorbește despre el acum, iar tu ai scos 10 albume și nu vorbește nimeni despre albumele tale, am încheiat, da? Da, da, da. Asta înseamnă să fii relevant sau nu, m-ați înțeles? 5 piese și 2 ghetogazi, da? Și vorbim despre și azi. Bine ați apropo, word.